La parc acolo, tot mai murit un om din cauza de NDTT, da? Am avut atâtea probleme și toate astea. Și ne-am lovit de anumite chestii. Respectarea legalității, da? Domnul primar, dumneavoastră nu credeți că trebuie respectată legalitatea? Adică să ne cantonăm în limitele contractului? În primul rând, ar fi frumos din partea dumneavoastră să informați în mod corect și consilierii și ceilalți participanți la această ședință. Știți foarte bine care au fost motivele pentru care n-am avut dezinfecție de ratizare și... Da, am spus eu că nu dau auzat dumneavoastră. Da. Dacă vă zicești cu DTT-ul pe Căciula, asta e partea doar. Eu sunt cel care reprezintă primarul și aparatul de specialitate și de fiecare dată când spuneți lucruri de genul acesta, trebuie să clarificăm lucrurile, ca să nu rămână niciun semn de întrebare. Sunt foarte multe semne de întrebare. Problema este că aceste semne de întrebare știți foarte bine de unde vin. Și apropo și de această situație cu noi menageri. Aceste discuții le-am avut încă din luna ianuarie. În condițiile în care ADI-ul, atunci când s-a ținut licitația, nu a introdus această taxă. Da? Primăria municipiului Ploiești, momentul în care s-au aprobat de-a lungul timpului, da? Din 2013-2014, toate documentațiile aferente acestei licitații, nu a sesizat la momentul respectiv lipsa acestei taxe introduse în tarif. Ba mai mult decât atât, era și foarte complicat să o introduci atât timp cât exista un plan tarifar aprobat de toate consiliile locale, aprobat 103, pentru că Mizilul nu a intrat în acest ADI, și aprobat și de către Consiliul Județean. Neintroducându-se această taxă, deși legiuitorul stabilește această taxă încă din 2005 și a fost legiferată ulterior în 2013. Nu poți. Dacă se dorea introducerea acestei taxe, în mod normal trebuia revizui studiul de fezabilitate pe baza căruia, da, s-a stabilit planul tarifar și se introducea și această taxă, pentru că legiuitorul a dorit ca taxa să fie inclusă în tarif. Dacă această taxă nu era inclusă în tarif, nu era nicio problemă. Și era inclusă separat pe factură. Da? Dacă îmi permiteți, aici văd eu o contradicție foarte mare între ceea ce susține dumneavoastră și ceea ce susține domnul Sârbu. Și toate astea se rezolvă prin aplicarea contractului. Da? Că este inclusă, nu este inclusă, în momentul în care s-a venit să se presteze un serviciu, s-a spus, eu pentru serviciul ăsta atât solicit, da? Și s-a câștigat licitația. Corect? Bun. Există posibilitatea să majorezi... Pentru că a existat un viciu în ceea ce privește construirea. Nu știu dacă a fost un viciu, da? Astea sunt pe atunci, de ce nu se poate introduce această tasă? Domnul primar, dacă îi spun acum să fie de acord cu 7 lei, spune că nu este de acord, că nu scrie în contract. Dumneavoastră spuneți că ar putea să vă dă 7 lei. Eu nu văd de 7 lei. Păi nu, nici eu nu spun să vă dă 7 lei. N-am spus să vă dă 7 lei. Problema este următoarea, că când s-a stabilit la un tarifar cu domnul primar, nu s-a avut în vedere această taxă. Bine, am înțeles. Și noi cum o rezolvăm acum? Operatorul vine și zice, o bagă tarif. La un calcul simplu, e 2 lei. Mai mult decât operatorul a introdus această taxă în tarif, fără să aibă acordul. Nu ies în contract, cum spune doamna secretar? Când s-a făcut contractul și plan tarifar, nu s-a avut în vedere această taxă. Sigur ieșim din contract. Păi și dacă ești în contract și n-am viză de legalitate, ce vreți acum să... Nu, să nu votăm. Eu sunt de acord, nu votați. Dar trebuie să vedem, ne asumăm și riscuri. Că de la întâi nu mai avem ce să ne ia cu noi. Eu sunt de părere că dacă este să modificăm contractul și ne încadrăm în contract, dacă acel contract astăzi la vot arată de un anumit fel și are un preț maxim, eu nu-l pot depăși. Că e cu taxă, că e fără taxă, că e cu 7 taxe, cu 9 taxe, nu mă interesează, da? Dar acolo scrie că nu poți să-i plătesc mai mult de 5,25, poate, da? La ora asta cât? 4,94, poți să-i dau până la 5,25. Acum. Ce o mai face legiuitorul? Adică nu, chiar nu vreau să fiu pus în situația să aștept și eu legea de grațiere. Bun, bun, bun. Și eu, că trebuie, ar trebui posibil ce spunea domnul vicegrant, dar nu mai ne ia nimeni cu noi. Ne asumăm și cu lucrul ăsta.
Deci vreau să faceți ceva în pietre? Nu. Dacă ANAF-ul obligă și bagă în insolvență pe Rosal, Rosalul trebuie să... Vitalia îl bagă Rosalul că nu îi plătește și îi ține la poartă, noi trebuie să luăm o măsură. De care luăm? Nu suntem de acord. Unde duce bunul? Vitalia, aduceți la mine, dar plătiți taxă. De la Consiliul Local nu putem lua bani. Unde dă voi regitor să dea cu... Am face de așa natură, puteți pe primărie. S-a propus o pauză de... consultă. 5 minute. Domnul Gaia mai este. Și trebuie să vă poate putea ceva și cu domnul Vasile Ionescu, să găsați cu posibilitatea. Deci înțeleg că domnul Ionescu, pentru propunerea de 7 lei, mai ales aveți un raport negativ, da? Deci, da, am analizat toate documentațiile puse la dispoziție. Nu, lăsați-i poștit sau negativ, lăsați-i cu amână. Negativ. Negativ. Pe nerespectarea contractului. Pentru comisia 3 de utilități este negativ, da? Dar la juridic este negativ. Și ce discutăm? O altă posibilitate, până la planul maximal, dacă... Bun, 525. Haideți să nu facem totul spatele operatorului, da? Ci să-l ajutăm astăzi, dacă este, în condițiile astea, cu ce putem să-l ajutăm, în așa fel încât să nu ne creăm noi o situație împotriva contractului, da? Eu nu pot să votez ceva împotriva contractului. Da? Aveți o variantă B? Varianta ar fi fundamentarea tarifului 5,25 lei, 5,24 lei, cu introducerea cheltuielilor pe salariu minim de la 1200 la 1450, așa cum avea structura, respectiv diferența de taxă de rampă. Și a discutat cu partenerul contractual, ce a zis? Până acolo ne ducem. Partenerul contractual cu ADI ar trebui să introducă și taxa, consideră el. Domnul director, când a fundamentat tariful de 5,25 lei, ați avut în vedere valoarea taxei de fond mediu, 80 de lei pe tonă, plus TVA? Nu are cum să intre taxa de mediu. Deci ați avut-o dat sau nu? Păi nu mă trebuie să spune că nu fundamentez eu, domnul consilier. E fundamentat de operator. Dacă le analizăm, nu are. Operatorul a, în cei 5,25 care spune dumneavoastră, e trecut de și taxa pe mediu? Nu. Nu. Și atunci pun și o întrebare pe care am auzit-o de la cineva mai implicat decât mine în plătătate. Tariful de anul 2007, fără taxă, nu e fundamentat, pe baza taxei. Tariful pe 2017 era de 4,99 și se adaugă la care putea să aibă cu primele 3 luni o mașină și multe de creșterea prețului la apă și creșterea salariului. Nu s-au dat de echilibrat, de zi. Era un pic decât de 30 de bani. Îi bărgăsc că îi dăm mai mult decât nimic, sau cum? Oricum îmi dăm fugiri. Înseamnă o creștere de 10%. Mai puțin, 5%. Deci ieșim să ne gândim o bară. Nu, haideți să vedem o soluție. Bine, 5 minute, hai.